Pentru capsulă am pus zahăr tops, care este o dizaharidă, și vom încălzi zahărul. Observăm că începe să se topească. Topirea zahărului are loc în jur de 160 de grade Celsius până pe la vreo 186 de grade Celsius. Observăm că zahărul și-a schimbat culoarea din albă în brună. Aproape s-a topit tot zahărul. Observăm că acum este în stare lichidă. Oprim încălzirea și lăsăm să se răcească. Prin răcire, observăm că această masă se solidifică, mai are puțin să se răcească, are un aspect amorf de data aceasta, sticlos, brună și cred că știți despre ce este vorba. Am obținut caramel, care are și un miros specific de caramel, folosit și la bomboane. Avem zahăr și îl vom încălzi în flacăra spirtierei. Îl țin direct ca să fie încălzirea mai puternică, nu mai pun prin intermediul sitei. Am încercat direct să încălzesc un cub, dar curgea, se topea. Și eu acum vreau să obțin carbonizarea lui. Deci, acum s-a topit, avem caramel și observăm acum că s-a negrit, adică s-a carbonizat. Și acum se simte un miros puternic de zahăr ars. Iată, asta este carbonizarea zahărului. În această sticlă de ceas am amestecat zahăr tos cu cenușă și să vedem cum arde. Observăm că arderea zahărului amestecat cu cenușă este mult mai liniștită, fără fum și fără miros de zahăr ars. Am luat o bucată de zahăr cubic și picurăm acid sulfuric concentrat. Să vedem ce se întâmplă. Locul unde am picurat acid sulfuric, observăm că s-a înnegrit, deoarece acidul sulfuric are o mare afinitate pentru carbonul din zahăr.